Bine ați venit în Bufovina! Bine ați venit în pescătorie, Ionel Cotleț! Vă spunem bun venit și cu această ocazie încercăm să vă relatăm câteva lucruri din pescătoria noastră, de modul care, cum ne ocupăm de porumbei, cum zburăm cu ei, de rezultatele lor. Și să începem. Practic, acest sport porumbofil, din anul 2016, când am primit, de fapt, așa a fost început, am primit un cadou, conținând 6 porumbei, de la un consătean de-al meu, care era cu mulți ani mai mare decât mine, care avea porumbei de când eram eu copil, și trângeam să primesc un porumbel de la el, care atunci nu am avut posibilitatea, am avut ocazia. Acesta, trecând de viață, urmașii lui mi-au dăruit porumbei lui mie. Și așa am început să mă ocup de porumbei. Nu ca și sport, a fost la început, doar că i-am moștenit, ca plăcere. Tot a fost normal, lucrurile au decurs normal, până s-au îmbolnăvit porumbei. Îmbolnăvindu-se, o trebuie să apelez la veterinari, care nu prea, în zona noastră, nu prea au tangență, nu prea au cunoștințe despre porumbei, nu au experiență de a trata porumbei. Și atunci am luat legătură cu porumbofil din zonă. Și de aici au început totul. M-au ajutat, am salvat ce a fost de salvat, am luat legătura cu ei, am luat legătura cu porumbofil. Au venit primăvara, au trebuit să... Am văzut că încep să zboare, să antreneze porumbeii, care s-a aprins atunci în mine scânteia de a participa și eu în zborul acestei porumbofile. Automat, mi-am achiziționat porumbei de aici de acolo, dar totuși, primele rezultate care am reușit să le fac au fost din acei 6 porumbei care i-am primit cadou. Chiar reușind din primul an de zbor la pui, să am, știu eu, sosietine, fruntașe în cadrul clubului. Burdujeni care activam la vremea respectivă. Care acest porumbel, care și-a arătat, știu eu, performanța de la început de pui, a continuat să facă clasări bune și, bineînțeles, norme la nivel de Suceava, locul 1, la nivel de județ, fiind, știu eu, locuri imediat sub podium sau chiar în anul 3 am fost chiar locul 1 la viteză și palmares 3 ani locul 1. Și la general, la fel, a fost locul 3 pe Moldova și la palmares 3 ani viteză, locul 3 pe Moldova. Asta a reușit cu porumbei din cadou, care de obicei nu se prea reușește rezultate de performanță cu porumbei cadou. Ce reușești, reușești cu porumbei cu care plătești pe ei mult, care muncești cu ei mult și dacă ai și noroc, reușești. Dacă nu, să alegi zero. Cam asta e o primă fază. Cadourile sunt frumoase, dar nu poți să speri la nesfârșit, după cum am spus și anterior, că dintr-un cadou vei putea ajunge campion național. Pentru copii care, tineri, care încep porumbofilia de la vârf de plate, au timp să experimenteze. Un an, 2, 3, 5, 10, au timp. Dar eu am început porumbofilia de la vârsta de 50 de ani. Și îmi dau seama că 50 de ani nu înseamnă jumătate viața. Înseamnă ceva mai mult de jumătate viața. Și atunci mi-am dat seama că fiecare an contează și fiecare investiție sau așteptare de la porumbei contează. Și în ideea asta am început să achiziționez porumbei de la crescători de valoare. În speranța că poate din ei voi reuși să scot și eu, să realizez rezultatele dorite. Ca orice crescător de porumbei și ca orice jucător de concursuri de sportul porumbofil, timp despre podiumul național. Și atunci, dacă scopul, deviza este podiumul național, nu te mulțumești cu puțin. Deci vrei mai mult. Și dacă ai și posibilități, scoți de buzunar și te duci până la capătul pământului. Să achiziționezi calitate. Să achiziționezi din porumbei campioni, sperând că aducându-i în zona ta, poți să reproduci din ei și să ajungi și tu la anumită performanță în scurt timp. Că fiecare vrem rapid. Anul următor, la tineret, direct vrem să fim în top, ca să nu zic chiar pe podiumul național. Alții porumbei așteaptă, trebuie să aștepți să se maturizeze
De multe ori noi vrem tot un primul an și ajungem să distrugem, să distrugem porumbei care poate la 2, la 3 ani pot să facă performanță. Cum de fapt am să mă întorc la ideea cu care am început, dar vreau să zic că anul ăsta pentru porumbei, pentru etapele de maraton, am reușit de maraton și de extrem, am reușit să fac cu porumbei maturi, nu cu porumbei tineri. Am reușit cu porumbei în 2017, am reușit cu porumbei în 2018. Pentru ei, normal, nu am avut așteptare, dar n-am avut timp să aștept, nu i-am așteptat. Dar au rămas așa, au rămas pe margini și am văzut că au sclipit cât de cât aveau reușit, aveau etape bunicele. Zic, hai că îi mai las, îi mai las, nu e nimic. Și anul ăsta au făcut treabă bună. Au reușit la... Am avut sosire de locul 1 la Madonna. Este maraton extrem. Bine, din 9.000 și ceva de porumbei am avut locul 1. Altă etapă, Madonna, după aia, etapa următoare, a 3 săptămâni, au făcut mai multe puncte. Și Brâzale, ultima etapă, a reușit cu 14 puncte. Deci, eu încheiam urma la maraton cu 14-20, pare să zic așa ceva. Las cu vreo 80 de puncte. Nu-i mare lucru, dar această porumbiță a zburat an de an, deci a făcut alt maraton. Este locul 1 la record. Anul ăsta are locul 1 pe județul Suceava la palmares 4 ani Madonna, locul 2 pe Moldova la palmares 5 ani Bârzaia. Deci este un porumbel care nu a avut sosie de până anul ăsta, nu a avut sosie pe locul 1, deci a fost cam al patrulea porumbel pe cușcă la mine, deci am avut și alți porumbei care au venit locul 1, 2, 3, i-au fost cam a patra totdeauna porumbița asta. Și următoarea porumbiță, că vorbim de rezultate acum, este o porumbiță care provine din porumbei scumpi, zic eu, care mi-a achiziționat din Olanda, de la Batenburg van de Merwe, care este acest porumbel ar fi descendent din New Laureat și din Wigwig, respectiv din fiică direct din porumbelul care l-a luat la Batenburg, care este din Marsi de Cuier. Deci asta ar fi nepoată din Marsi de Cuier și stră-nepoată din New Laureat. Și acest porumbel are sosiri, de aceea am telefonul care putem vedea cam ce rezultate au făcut. Are și el la record locul 3, locul 3 și pare rău acum că așa, și mai are locul 1 la Bârzai, palmares 5 ani. Asta au reușit această porumbiță, știu eu, din părinți de bani mai mulți. Cealaltă porumbiță 783, în care a avut locul 1 Madonna, anul ăsta, este o porumbiță care provine dintr-un porumbel de Broca, care la un alt crescător din filiala Suceava, o zburat câțiva ani în urmă și a făcut locul 2 la fond, locul 2, fond matur, locul 2 pe județ. Acest porumbel, luându-l eu, deși porumbel de maraton, deși este porumbel de maraton, Broca, am unui strim de maraton, el a făcut rezultate pe fond. În continuu, eu am căutat și am împercheat cu porumbei de maraton. Și am dat în 2018, 2018-2017 porumbița aia, da? Așa, o soră de-a campioanei olimpice, Alexandru, achiziționată de la Alexandru și Matei, tandemul Alexandru și Matei. Deci am achiziționat în anul acela fiul din olimpică și o soră din olimpică. Acea soră din olimpică l-a pus la perechi cu acest mascul Brocam. Nu l-am ținut an de an, atunci au scos 2 pui, 1 pui, 3 pui, câți au fost, femeia asta au rămas, o supraviețuit. Și anul ăsta mi-a dus rezultate care am luat, știu eu, pe total, câte vreo 6 trofei am luat pe ea. Deci ea este o mulțumire. Cu mare plăcere îmi aduc aminte de rezultatele de la un zbor de maraton extrem de anul trecut, Code, 1600 km, mă duc, care am avut primele 3 sosie de Suceava, minime au ajuns porumbei. Deci prima a fost o femeie care este reprodusă dintr-un nepot din New Laureat și o femeie de Carterus. Locul 2, la 3 minute de locul 1, a venit o femeie care este reprodusă dintr-un campion la AS Maraton,
palmares Trăianu cu 7 naționale. Repovine la domnul Asmarandu. Cu o femeie din Kleine Jade, care respectiv avem achiziționat fiul din femeia Kleine Jade, de la GLJ Lema. Împreună am reușit să reproducem și să scoatem acest porumbel, care mi-a fost foarte drag, o să puteți să este un porumbel de top în căsătoria mea. Pe baza acestui rezultat, deja anul următor, i-am repus din nou la pereche, pentru că am fost atunci în 2020 împreună, au scos o pereche, două de puri, după aia am căutat alte variante. Văzând că a dat un rezultat, am luat și m-am întors înapoi la aceea împerechere, care sperăm și în continuare să ne dea rezultate. Așa, locul 3, tot în aceeași seară, la 3 secunde după locul 2, mi-a venit un mascul, reprodus tot în crescătoria mea, din porumbei originale, numesc eu așa, porumbei achiziționat din Olanda, de la Bate Bourbon de Merdă, respectiv din din Marci de Cuen. Deci eu am fiul din Marci de Cuen, un fiu din acest porumbel original achiziționat, împreună cu o altă femeie din Kleine Jade, pusă la pereche, mi-a dat acest mascul în 2018, care reproduc din el și îmi spate mereu porumbei care sclipesc, care am speranță tot pentru anul următor, în lotul de zbor, să facă rezultate, să facă față. La fel de mult cât cum iubesc categoria asta de maraton extrem, la fel de mult apreciez și categoriile mai joase. Cum ar fi fondul, cum ar fi demifondul. Pe viteză zic eu că n-am achiziționat niciodată porumbei, deși cum v-am zis la început, am avut aceste rezultate cu porumbeie, de porumbeie a primit cadou. E frumos să îți vină la viteză, dar eu nu am achiziționat să mă întăresc, să mă îmbunătățesc lotul de viteză. Ca și cum cu viteza mă mulțumesc doar să mă antrenez porumbeii cei de fond maraton. Ca și rezultate la fond anul acesta, am reușit la tineret, chiar cu un porumbel care a fost inerat gold, să fac locul 15 județ, locul 2 pe Suceava, la norma de gol tineret. Și acest porumbel și, bineînțeles, și la fond tineret, tot locul 2 pe Suceava este. După care, la maturi am reușit iar să fac locul 2 și 3 la fond. Am și palmares, locul 2. Avem un coleg mai bun în club, care a ieșit cu porumbelul și olimpic și acesta ne-a umbrit un pic anul ăsta, dar la apreciem, îl iubim, nu purtăm pică de fel și vrem succes mai departe. Da. După care, categoria de demifond mi-a dat satisfacție anul acesta. Demifondul și azi demifondul. Ca să începem cu maturul demifond, avem un porumbel din 2021, care are seria 500 338. Este un porumbel care a făcut palmares 2 ani, are locul 2 pe județ, locul 1 pe Suceava, și a făcut și azi demifond, care are locul 1 pe județ și locul 2 pe Moldova. După care avem și la tineret rezultate bune. Avem porumbel care provine din Superia Nord, un porumbel de bază a crescătoriei mele. Acest porumbel are la origine, jumătate este din tatăl Bandenabă, jumătate dintr-o porumbiță Leysen, care provine dintr-o crescătorie de la domnul Gheza din Germania, Buda Gheza, care am achiziționat în 2016-17, am achiziționat o porumbei de la el, care mi-a dat chiar în 2017 o porumbiță cu care am zburat, cu inel, bineînțeles, am zburat în campionatul nostru, și am obținut la nivel național locul 2, AS, fond. Și mă mândresc cu lucrul ăsta, atunci fiind foarte încântat de acest rezultat, automat am ținut legătura în continuare cu el, l-am achiziționat mergând personal la el și am luat și părinții acestei femele.
Și reușesc chiar să inelez, să inelez cu bol de fiecare an din acești părinți, acești corumei care sunt părinții femeile de asă, fond național, locul de național. Și am reușit în 2020 cu porumbel să fac la fel, locul 5 pe județ la gol. La fel și anul ăsta, această porumbiță 44-60 gol, care am locul 5 pe județ și locul 2 pe Suceava, peste tot este soră dreaptă cu campioana din 2017, 317, care e în seria la INEL. Și acum să trecem la Demifond. La Demifond, deci am cu acest porumbel care are seria 10-40-341, care este, cum am zis, nepot din sugerea novul meu și nepot dintr-un porumbel care este nepot din Blixen, tata acestui, bunicul acestui porumbel este nepot din Blixen, care ar fi, să zic așa, combinația între nemți și vandenabel, cam ar fi baza crescătoriei mele, din care mi-am multiplicat, da? Am reprodus, mi-am multiplicat porumbei, cu care văd că reușesc să fac rezultate atât la fond cât și la demifond. Acest porumbel este locul 1 pe județ și locul 1 pe Moldova și locul 12 pe țară. Cred că așa este. După care este și locul 2, tot acest porumbel 141 este locul 2 pe Suceava la Demifond. Am și un alt porumbel care a făcut locul 1 la Demifond, 365, care este văr, ar fi din alți părinți, tot din Superianov și din Vandenabel, ăsta din Blixen. Locul 3. La fel, deci cam din ce fi. Asta este baza crescătoriei mele. Dacă îmi sare un porumbel în față, îmi sare cam din nemți și din Vandenabel. Asta este. Așa. Tot din liniile astea am zburat și în columbodroame. Anul ăsta, cele mai bune rezultate, am un loc 2, un as loc 2 columbodrom Măneuț. Și am avut în columbodromul Cașvana hotspot 3, locul 3 și semifinală locul 3. Și în finală m-a dezamăgit pentru că au venit porumbei care au avut în celelalte, deci anterior, care au avut în zbor anterioare, hotspoturile anterioare, care au avut sosiri de 3, 4, 5, 1000, ei au venit locul 1. Și porumbei de top care au venit frecvent în față, care era și locul 2 as, a venit abia porumbelul loc pe locul 170. Deci s-a dărâmat toată speranța de columbodrom cu sistemul văduvii, de la început. Asta observ, de la început până la urmă. Deci, e văduvii porumbei după prima pereche de zbor, primăvara, de zbor, de pui, sau după ou, sau cum s-o gotește bine de făcut, și nu mai pun porumbei la pereche până termin zbor. Asta am făcut câțiva ani. Dar am observat că reușesc să fac prima jumătate de sezon zboruri bune de top, care după care porumbeii mei își epuizează forțele, motivația, nu mai reușesc să-i duc mai departe. Văzând lucrul ăsta, aplicând toate metodele de motivare și nedând rezultate, zic, băi, ce să fac? Hai să am următor, sigur, voi zbura la natural. Și am încercat, în 2020, cred că să zbor la natural. La natural mi-am dat seama că trebuie să ai și acolo experiență. Sunt crescători care pot să zboare la natural, dar trebuie să stai numai pentru porumbei, trebuie să te ocupi mai intens de ei, care activitatea mea, serviciul meu, ceea ce fac eu, în afară de hobby-ul ăsta de porumbei, nu-mi permite să mă joc cu porumbei. Am alte lucruri care am de făcut, mai importante, care, de fapt, în viață contează mai mult, adică sunt anumite priorități în viață. Și sunt lucruri care, priorități care trebuie să le treci. Prioritatea numărul 1, prioritatea numărul 2, numărul 3 și așa mai departe. Și dacă în viață îți pui porumbei chiar pe primul loc, poate merge un an, doi. Dar nu trebuie să continui la infinit, așa că dacă continui așa, pierzi tot împrejur. Rămâi doar cu porumbei. Și văzând în anul acela cu naturalul, m-a dezamăgit, mi-am dat seama că am cam greșit din punct de vedere că nu reușesc să fac tot ce trebuie.
am zis anul următor, am să combin una cu alta. Și respectiv, anul 2023, am început la văduvie, fără să cresc niciun pui, doar au făcut ouă, am văduvit de pe ouă, antrenamente, înainte, până începe primul concurs, asta e principiul meu, și la pui, ca să vorbesc și despre pui, acum, și la maturi, fac cam 500 de kilometri obligatoriu de antrenament până la primul concurs. Reușesc, mi-am făcut, traseile și reușesc să fac lucrul ăsta. Și socotesc că la 500 de kilometri de antrenament, porumbeii sunt pregătiți pentru prima etapă de viteză. Și sunt mulțumit cum pleacă. Și chiar și anul ăsta, prima etapă de viteză mătură, m-a avut locul 1. Fără discuție, primul porumbeu sosit. Și la pui, la fel. La fel. Deci zbor în felul ăsta cam până la prima etapă de maraton. De maraton extrem. Asta înseamnă mijlocul sezonului. Ca să uităm în calendar, ne putem uita după aia. Acum vorbim în mare, evident. După ce se întorc de la primul maraton, ar trebui făcută asta, concluzia de vară asta, zic eu că trebuia făcută diferența între porumbeie de fond și de bifon și porumbei de maraton. Cu porumbei de maraton, 100% este bine de a-i băga la pereche după prima etapă de maraton extrem, la jumătatea sezonului. Începe după aceea 3 săptămâni ai distanța până la următoarea etapă, poți să numai bine au ouă, îi zbor de pe ouă și știți mai departe. După aia următoarea îi scoate pui și la ultima etapă de maraton ești pe pui de o săptămână de cături, e motivație maximă. La porumbeii de demifond și fond, de viteză nu spun, că eu zic că nu am interes maxim pentru viteză, poate trebuia un picuț altceva. Dar totuși, nu regret. Așa am făcut și cu porumbeii de demifond și fond. La fel, văduvie pus la pereche, o etapă a fost puțin. Nu, am avut impresia că o etapă atunci când cu ouăle trebuia să fie o leacă șubrezită, o leacă slăbită. Surpriza a fost că porumbeii au venit la aceeași valoare, deci a fost bine. Și deci anul ăsta am zburat până la jumătate sezonul văduvie, după jumătate sezonul, cum am spus, după etapa de conte, după etapa de prima etapă de maraton extrem, am băgat la pereche și zic eu că am încheiat bine. Am încheiat bine. Cu toate categoriile, am avut un an oarecum mai bun ca alții, mai bun ca alți ani de urmă, cu excepția la primii 2 ani, când am început cu lombofilia, deci în anul 2016-2017, ca să mă laud acum, deci din 2016 a fost primul an când am zburat, 2017 am urcat pe podium național, locul 1 și 2, AS național. Deci categoria care, dacă vorbim, pe care iubesc cel mai mult, ar fi ASU național, că asta mi-a dat elan, mi-a dat, startul în care să pot înainta în columbofilie, să mă intereseze, să vreau mai mult. Să vreau mai mult. Din 10 etape, de la 100 la 900, 1000 de kilometri, cum era atunci, anii din început, erau 800, erau etapa obligatorie de maraton. Trebuia să ai 10 etape. Și acolo m-am încadrat cu porumbei tineri, m-am încadrat foarte bine. A fost un an binecuvântat, spun eu așa, care am avut 4-5 porumbei care vineau odată. Era simplu să fac și echipa. Am fost locul 1 pe județ la AS Crescător, pe Moldova. Deci nu trebuia să gândesc prea mult, nu trebuia să am experiență. Zic eu că anul ăla a fost norocul începătorului. Deci oricum făceam, oricum îmbarcam, aveam echipa fără să vreau. Toată lumea mă cunoștea, mă aprecia, vrea să mă cunoască, să vadă cine este începătorul ăsta, care nu mă cunoștea după nume, vrea să îl cunoască. Cam așa este într-un columbofil, când cineva se remarcă într-un an, toată lumea vrea să îl cunoască, să vadă cum zboară, cum o zbora, ce porumbei are, dacă se poate să achiziționeze porumbei de respectivul. Așa. Anul următor, cum am zis, de porumbița achiziționată din Germania, ca și pui, la domnul Budai Gheza, mi-a dus bucuria să fie locul 2 național la AS Fond.
Și apoi au fost ani mai moderați, poate că m-am aruncat, azardat prea mult, am achiziționat sau am reprodus și eu prea mulți porumbei. La ora actuală zbor cu mulți porumbei sau tot intervalul ăsta de ani. Am zburat cu mulți porumbei care recunosc că nu este atât de bine pentru că poți neglija unii porumbei sau să-i treci cu vederea să nu-i observi. Aia care sunt valoroși, că de obicei valoroși stau liniștiți la locul lor. Se întâmplă că nu-i observi. Îi observi aia care îți fac deranj. Și aia e deranj, îți fac și deranj. Și nici rezultate nu fac. Și aia valoroși poate e eliminat când nu au avut timp să se remarce. Nu ai văzut ce altul e făcut. Dacă stăm bine și ne gândim, anul competițional începe de fapt din toamnă. Nu bine să pierdă sezonul de zbor în anul în curs. Pentru anul următor deja trebuie să ne pregătim din timp, să luăm măsuri, să vedem ce tratamente facem. Hrănirea de iarnă, la fel trebuie ținut cont, deci nu înseamnă că redai mâncare și ai scăpat de ei. Deci cine vrea să zboare, trebuie să ocupe de porumbei și iarnă. Mulți știu, trec iarna, hai să-i dau orzoaică, hai să-i dau mâncare slabă. Da, într-adevăr, trebuie să-i dai mâncare mai slabă iarna, întrucât ei, dacă nu fac mișcare, deci se îngrașă prea mult. Și nu-i recomandat nici om, nici pasăre, nici animal să depună grăsime în timpul iernii, pentru că asta nu ajută. Deci chiar, știu eu, sângele sau alte lucruri, după aia, deci când îi dai drum afară, îi bagi la zbor, îi bagi la împerechere și dă jos. Asta e concepția noastră generală. Deci trebuie să existe dietă. În viața unui sportiv trebuie să existe dietă. Deci, indiferent ce sport faci, indiferent că ești o ființă umană sau ființă animală, deci trebuie să ai un program și o dietă. Deci porumbelul care urmează să zbor la anul, trebuie să-l tratezi cu aceeași seriozitate cum îl tratezi sub ară. Să-ți faci timp pentru el dacă vrei să faci rezultate. Deci, felul cum urmează înăpârirea, deci toamna. Deci contează ce pienaș, cum îl ajuți, cum îl suplimentezi, da? Ce hrană, ce suplimente nutritive, ce vitamine îi dai, ca el să poată înăpârâri și să poată depune un pienaș mătăsos, sănătos. Că dacă nu, și minerale, bineînțeles, nu mai de seamă lucrul ăsta și zici, uite ce pienaș frumos îi crește, el îi crește de pană frumoasă. Pana nouă, oricum e frumoasă, dar contează calitatea. Să fie elastică, să fie mătăsoasă. Deci sunt multe lucruri care colombofilii știu ce vorbesc acum. Tratamentele, ca să vorbesc acum, după ce au reușit și o lăpârlit, până la ultima pană. Deci nu, eu cel puțin nu încep tratamentul până nu crește bine ultima pană. Pentru că sunt tratamente care se spune că nu afectează pana. Fiecare face cum vrea. Dar eu mi-am format așa un program și asta este recomandat pentru orice promovil, să nu facă lucrurile anapoda, așa cum îi vine. Să le facă, știu, după un program bine stabilit. Nu este greșit dacă înainte de ne apuca de treabă, de sezon, să luăm frumos o hârtiuță, un caietel și să le facem. Dacă ne aducem aminte ce am făcut bine anul trecut, să punem acolo. Dacă nu, pur și simplu, din ce am citit, ce am ascultat, ce am auzit de la, știu, de la un coleg, de la o poveste, să punem acolo pe hârtie și să mergem după un plan bine determinat. Și dacă merge bine planul anul respectiv, continui și la anul. Dacă vezi că ai greșit ceva acolo, cauți să elimini și să înlocuiești cu altceva bun. Cam asta este principiul. Încep tratamentele după aia. De salmonella, prima dată, eu zic că de salmonella. Dacă cine intenționează să facă vaccin pentru salmonella, cândva am făcut în ultimii ani, nu mai fac. Dar cine intenționează să facă vaccin de salmonella, trebuie început tratamentul cu riscul de a distruge penele, să zic așa, sau de tratamente care nu distrug penele și trebuie făcut mult înainte, luna noiembrie, numai decât trebuie făcut tratamentul de salmonella. Asta e experiența mea, părerea mea. Cine nu face vaccin, deci poate să înceapă de luna decembrie să înceapă tratamentul. Luna decembrie ar fi cea mai potrivită pentru a începe tratamentul. Ce faci? Bine, ce dai? 14 zile tratamentul de salmonella, cam e cel mai îndelungat.
Bineînțeles, în timpul cu pauze, cu minerale în pauze, cu vitamine, cu probiotici automat ca să reparăm flora intestinală. Acum, tratamente, știu eu, suplimente și tratamente și alte produse sunt toate firmele, toate... N-are rost să știu să amintim firme, să facem reclamă pozitivă sau negativă cuiva. Toată lumea produce, da, fabrică, produse bune. Acum fiecare le acceptă după experiența lui. Eu accept și chiar iubesc, agrez anumite produse, alții zice, bă, nu, că eu pun altceva. Treaba lui, treaba fiecăruia. Toate, contează substanța de bază, ce conține acel produs, o ce tratez. Și continuă rezultatele. Unii ani am reușit, deci după ce am făcut tratamentele și am făcut recuperare, începe deja pregătirea pentru pre-împerechere. Unii crescători fac pre-împerecherea prin luna ianuarie, face, reproduce un rând de ouă, îi văduvește și apoi când îi pune la pereche, în martie sau când îi pune, deja îi sunt perecheați să cunosc. Știu, fac ouă, îi văduvește pe al doilea ouă sau reproduce un pui, fiecare cum vrea. Deci eu am făcut și într-un fel și într-altul. De asta spun, fiecare face cum vrea. Problema este, deci, mâncarea, ca să vă accentuez puțin pe mâncare, că aici vreau să... Deci chiar în perioada de iarnă, chiar în perioada de tratamente, chiar după tratamente, când încep să dai porumbei afară, eu, de exemplu, în timpul iernii, obișnuiesc în zilele favorabile cu soare, cu cer senin, dau o zi afară femelele, o zi masculi, categoric sunt despărțiți, deci nu se văd, nu e problema. Deci se mișcă măcar o dată, de două ori pe săptămână, fiecare echipă, s-o miște așa. Când nu se poate, este viscul și asta, și o săptămână, două, nu se poate, nu e nicio problemă. Dar vreau să zic că în luna martie, deja porumbeie, martie, aprilie, deci martie deja ei trebuie să ies afară de acum în fiecare zi. Să zboare, să ducă, deja să înceapă să ducă la depărtare de casă, ei să zboare, să-și recapete, știu eu, forța, energia, da, să se dezmorțească din după perioada asta de iarnă care... Știu, oarecum au avut o perioadă mai de odihnă. Deci să înceapă deja viața sportivă, să înceapă un program. Mâncarea, unii crescători, unii colegi îi aud că, na, dau cu timpul iernii, știu eu ce pot da de mâncare acolo, fiecare cu ce se descurcă. Și când încep concursurile abia, atunci aș cumpă un sac de mâncare, știu eu, de zbor sau de dietă. Zic eu că este greșit. Porumbelul că am socotit eu așa cum trebuie să avem la pui, la hrănirea puilor. Observăm că dacă le schimb mâncarea, este tragic. Se îmbolnăvesc, fac E. coli, le deranjează intestinele. Deci, cum la pui trebuie să dai cam aceeași mâncare, mâncarea de bază, de la început până la urmă, fără să ai fluctuații, cam așa trebuie și la maturi. Pentru că câțiva ani în urmă, când am început eu zborul, nu se auzea de E. coli la maturi. Nu se auzea. În ultimii 2-3 ani vedem că avem E. coli și la maturi. Se vede lucrul ăsta. În ultimii 2-3 ani de la pandemie încoace, vedem că avem probleme respiratorii la maturi, care înainte nu se exista. Cine mă învăța pe mine cum să zboară sau cum se trădează porumbelii, îmi spunea nu. De respiratorii pentru ce se tai în timpul iernii? Pentru ce se tai? Dar nu-i cazul. Ba da, porumbei și în timpul iernii, da, nu mai spunem în timpul zborului, se îmbolnăvesc de căi respiratorii, vezi că au probleme respiratorii și nevoie. Trebuie să ai și un ordin de injecțion, trebuie să ai la îndemână dacă îl vezi că e ca să nu tratezi tot locul, când apar probleme. O pastiluță să-i dai, o vitamină când apare câte unul care nu vezi că nu stă, care nu are o stare bună. Trebuie să observi porumbei. Când trăiești printre ei, un crescător bun îi observă, nu-i lasă ca să-l găsească mort în volieră. După această perioadă de tratament, de recuperare, de încercarea, știu eu, ieșirii din starea asta de odihnă de iarnă, începe, deci, să dai drumul la porumbei afară mai în fiecare zi,
să le faci program obligatoriu, hrănirea, nu e la discreție, da? Măsură de mâncare. Pentru porumbelul mereu trebuie să fie motivat să intre în volieră. Porumbelul trebuie să, când te vede, trebuie să fie motivat să vină la tine. Deci, el dacă zboară pe sus, îi da drumul, pleacă o oră, se duce în jurul volierii, se duce la distanță. Și dacă ai fluierat sau ai făcut un semnal, ai țipat cu fluierul sau... Deci semnalul, fiecare cum s-o obișnuit cu porumbelii lui, automat trebuie porumbelul să te cunoască, când vine. Deci el, când va veni de la zbor, porumbelul când l-ai fluierat, el trebuie să intre, domnule. Dacă nu dresez, și cum să dresez un animal? Numai cu mâncare. Un animal o pasăre doar cu mâncare poți motiva. Dacă dai mâncare din abundență, dacă nu ții cont de lucrul ăsta, dacă îi înleși cu stare nebună, nu bună, de sănătate, porumbelul la fel, nu vine, nu-i mai interesat de mâncare dacă el este bolnav. În cauza asta, când ai dat drumul afară la porumbei, toți porumbeii trebuie să fie sănătoși și în momentul și să încep, dresajul ăsta chiar din timpul iertul. Chiar din timpul iertul, nu numai când o lună atunci sau o săptămână înainte de zbor. Deci, mâncarea, trebuie să ai mâncare de bază, care preferată pentru orice chisător să fie o mâncare slabă, zic eu. Indiferent pentru porumbei, dacă ai lot de porumbei de maraton sau porumbei de fond. Deci trebuie să fie mâncarea, să nu lipsească mâncarea de bază. Nu schimbi, ci îi dai iarna, îi dai și primăvara, îi dai și vara și în timpul sezonului. În funcție de categoria de zbor, care zbori, da? Că zbori de fond, că zbori fond, că zbori maraton, atunci, da, și asta să menționez, este recomandat și obligatoriu să ai compartimente separate între porumbei de maraton și porumbei de fond și porumbei de bifond. Și dacă ai porumbei de viteză, și ăia trebuie să ai compartimente separate. Dacă vrei să ai rezultate de tot, aproape reușesc să pot și eu să-i țin în compartimente așa, dar dacă nu ai compartimente separate pentru categorii de zbor, nu vei reuși să pregătești porumbelul pentru etapa respectivă în care urmează să-l angajezi. Și atunci, pierzi vremea, pierzi timpul de